Bine v-am găsit, dragi prieteni, eu Anto, sunt Ștef, vă invit la un nou episod Români în Anglia. De data aceasta o să vorbim despre lucruri mărunte, despre lucruri totuși care fac diferența în acomodarea românului în Anglia, să spunem, și de ce nu în toată viața noastră de zi cu zi, oriunde ne-am aflat pe acest glob. Un prieten al lui Anto mi-a adresat niște întrebări, am să-i răspund nu punctual, am să-i răspund în acest material. Mi s-a părut o idee bună faptul că el a atins niște subiecte destul de interesante, niște lucruri destul de, eu știu, utile, față de care trebuie să fim, eu știu, destul de comunicativi. Trebuie să spunem niște lucruri, trebuie să vorbim despre aceste subiecte. Ele ne pot ajuta, de ce nu, și putem să ne facem și o imagine, o imagine cât mai aproape de adevăr despre societatea care este aici în Anglia. În primul rând, problema pe care am întâmpinat-o și eu prima dată când am venit și mai foarte mulți români, este transportul în comun. Deci transportul, în general, deplasarea de la muncă, întotdeauna este cel mai bine să începi ușor, să începi, dacă nu ai o mașină, nu ai un autovehicul al tău, proprietate personală când vii din România, e bine să încerci să te acomodezi întâi cu societatea și apoi să faci niște pași importanți, cum ar fi cumpărarea unei mașini. Eu am vorbit despre cumpărarea unei mașini aici și am descris toți pașii care sunt necesari pentru a achiziționa o mașină și care sunt necesari pentru a te încadra în limitele legale, de a fi legal din toate punctele de vedere. Și nu o să mai detaliez aici, dar o să discutăm despre transportul românului pentru prima dată aici. Foarte mulți români când vin aici trebuie să călătorească cu transportul în comun. Transportul în comun este destul de dificil aici în Anglia, de înțeles. Este puțin el mai diferit, să spunem, dar în mare sunt aceiași pași. Primul aspect este, sau prima impresia mea este că este destul de scump. Este destul de scump, de regulă se lucrează cu abonament, este ceva mai bun, exact ca și în România. Te costă puțin mai ieftin, dar nu vă imaginați că este o diferență atât de simțitoare cum este în România. Deci în România, dacă ții bilet și călătorești de zi cu bilet, este cu mult mai scump decât abonamentul de aici. Aici nu este așa. Transportul în comun este diferit în sensul că șoferul, autobuzul oprește, este puțin mai maleabil totul. Dacă nu sunt pasageri care coboară la anumite stații sau nu sunt oameni care vor să urce în stația următoare, autobuzul nu este obligat să oprească ca în România. În România se oprește, tu te grăbești la servici sau ai alte probleme și autobuzul oprește în stații în care nu e niciun călător sau nu coboară nimeni sau altceva. Aici este total schimbat, este o altă optică. Șoferul de autobuz are o funcție ingrată, că la noi, de exemplu, doar conduce, da? Deci doar conduce și vede de drum, se uită la siguranța pasagerilor și alte lucruri. Aici trebuie să ia și banii, să facă, știu, plăți cu cardul, să dea restul, să fie atent la pasagerii unde coboară. Unii întreabă, domnule, vreau să merg până la locul cu tare, până la stația cu tare, alții nu știu până unde și tot așa. Eu când am venit prima dată în Anglia, țin minte, m-am deplasat foarte mult cu autobuzul, dar m-am folosit foarte mult de telefon, de acel Google Map, care ajută în orice situație. Aveam o locație, aici este foarte ușor, foarte simplu, bagi locația pe telefon, deci dacă ai internet aici poți să zic că e salvat. Spre deosebire de România, unde nu e chiar așa, deci nu poți să găsești orice magazinaj sau orice colț de stradă sau știu, orice locație atât de precis, o găsești, dar nu atât de precis, aici o găsești destul de precis. Bași codul, da? Bași codul și bagi adresa sau scrii numele magazinului la pur și simplu pe motorul de căutare care l-ai la telefon sau la tabletă. Și îți va apărea site-ul magazinului sau numele magazinului, locația lui și acolo poți vedea adresa, o iei, o bagi pe map și îți faci imediat o impresie, găsești niște detalii și te poți deplasa. La autobuz este foarte simplu, dacă optezi pentru abonament, Inti Online este un site al lor de transport,
intri online, îți faci abonamentul acolo, pe ruta respectivă, scauți ruta, scauți orarul și vedeți că orarul se respectă. Foarte, foarte, foarte rar se întârzie, doar în situații excepționale când e un accident sau ceva. Aici se întâmplă, sunt accidente uneori pe autostradă sau asta, dar de regulă nu prea sunt așa de mari întârzierile. Eu nu m-am confruntat, să zicem, să întârzi la servici pentru o întârziere de autobuz sau ceva de genul ăsta. Prețurile sunt destul de mari, dacă stăm să ne gândim. De exemplu, pe mine mă costa undeva la... Era un loc de muncă la vreo 10 km, ceva de genul, și făcusem un abonament pe ruta respectivă și mă costa 100 de lire, 100 și 110, 115, ceva, puțin peste 100, dar nu mai rețin exact. Sunt mulți ani în urmă, într-adevăr. Costă destul de mult, deci este foarte costisitor, nu este atât de ieftin pe cât ne închipuiam. V-am spus, șoferii sunt foarte cooperanți, dacă îi întrebi, nu știi unde să mergi într-o anumită locație, nu știi să spui unde vrei să cobori, poți să întrebi, desigur, el nu are atât de mult timp la dispoziție să stea să-ți explice ție, dar dacă ai locația în cap și știi denumirea exactă, poți să vorbești cu el. Dacă nu știi engleză foarte bine, scrii locația pe ceva sau, știu, adresa pe ceva și arăți pe telefon sau asta, e mai mult mai simplu. Dacă i-ai scris, atunci înțelege, vede care-i treaba, adresa și asta. Tu poți să ai o pronunție care să nu fie, eu știu, corespunzătoare. Am avut cazuri, chiar îmi amintesc cu niște prieteni de-ai mei când am venit la început și s-au urcat în autobuz și au plătit biletul că poți să-ți plătești și pe cursă. Poți să-ți plătești pe cursă dus-întors sau pe... pur și simplu pe cursa respectivă, doar dus, ai mai multe opțiuni, este totul flexibil, iar la abonamentul respectiv poți să ți-l faci în mașină acolo la șofer sau, dacă nu, intri online pe site-ul lor de transport. Intri, îți faci abonamentul, prezinți abonamentul la urcarea în autobuz, după aia ai loc și la revedere, cam asta e, foarte simplu. Nu este complicat, dar, v-am spus, este destul de costisitor. De asemenea, v-am spus, există dificultăți de genul locației, pentru că el, în momentul în care te urci, dacă plătești cash, să spunem, sau plătești card, dar plătești pe cursa respectivă, o să te întrebe exact locația și încearcă să-și dea seama unde vrei să mergi. Pentru că el trebuie să știe în funcție de locația la care mergi și vrea să, trebuie să știe prețul, în primul rând, pentru că asta interesează, cash-ul, banul, așa e aici. De fapt, peste tot, așa este peste tot, cam asta este cu transportul în comun. Găsești, nu sunt microbuze, în Londra se circulă foarte mult cu metrou, acolo este mult mai simplu, este foarte apropiat de ceea ce e în București. Sunt tot la fel abonamente, cartele de acces, plătești cash și mai multe opțiuni, e foarte simplu. La fel se circulă foarte bine, nu sunt probleme cu întârzieri sau cu asta, dar... Pe rute mari, eu știu, sunt, poate să fie aglomerat, dacă e o rută aglomerată, am văzut în Londra cazuri în care era destul de aglomerat. Eu nu am lucrat în Londra, dar am trecut pe acolo, am avut destule, eu știu, vizite în Londra, am avut timp să-mi fac așa impresii și din cele povestite de anumiti prieteni ai mei care lucrează acolo, locuiesc acolo, mi-am format așa o opinie și vă pot împărtăși. De preferat este să circul cu mașina, dar este bine să, chiar dacă ești șofer cu experiență sau, știu, șofer care ai permisul de câțiva ani și ai condus în România, este bine să te acomodezi întâi cu rigorile de aici, cu, eu știu, regulile lor și cu felul de a conduce, pentru că este total opus, te afli în oglindă, volanul este pe partea opusă și totul este cam pe invers. La început se pare puțin dificil, dar dacă circuli, într-adevăr, și ești atent la început, nu vei avea probleme. Depinde acum de stilul de condus a fiecăruia, pentru că sunt unii care conduc mai în viteză, mai bruschează mașina, mai sunt mai grăbiți, mai asta, trebuie să-ți aloși timp aici să, la început și să... Postcodurile nu sunt chiar precise în unele cazuri. Mi s-a întâmplat și mie să mă duc într-o locație, de exemplu, căutam în locație, dacă nu știam și numărul străzii sau, eu știu, numele societăților pe care o căutam, mi se întâmpla să am probleme, să nu găsesc. Era, să spunem, un postcod unde erau trei locații trecute și nu erau chiar apropiate. Deci era vorba de niște depozite, să spunem, sau warehouse-uri de astea și erau destul de mari. Locațiile, intrările erau diferite, dar postcodul era același. Se mai întâmplă lucruri de astea, deci
E bine ca să-ți aloci timp atunci când te duci prima dată să vezi despre ce e vorba. Sunt probleme la autobuz în sensul că duminica la E Sfântă sau Bank Holiday-le sau alte se circulă foarte ciudățel, au programe de astea, începe autobuzul să meargă la 11, la 12 sau nu circulă pur și simplu. Sunt situații de astea, deci la noi ați văzut, se circulă și șoferii, autobuzele sau traseele astea, circulă indiferent de zi, nu contează că e sărbătoare legală, că nu e sărbătoare legală, circulă normal, au un traseu, chiar dacă este mai scurt sau, eu știu, să spunem că e mai restrictiv, adică sunt mai puține autobuze pe linie, dar se circulă aici. Autobuzul, dacă e bank holiday sau ceva, o sărbătoare importantă, este oprit, la revedere, n-ai cu ce să mergi la muncă, dacă este departe, să ții măsuri. Ai posibilitate taxi, taxiurile nu sunt chiar ca în România să faci semn și să găsești 1000 sau să le găsești în stații de astea. Sunt și locuri unde poți să le găsești într-adevăr, dar de regulă e bine să faci un book, să vorbești înainte la telefon și să-ți asiguri taxiul, să fii sigur că el vine. Foarte mult lucrează ei cu avansul ăsta, deci suni, faci plata deja online, deja s-a plătit cursa, poți să-ți plătești și cursa, îi spui pe ce distanță vrei să te ducă, adresa unde să te ducă și el vine frumos, te lași de-ați acolo. Plătești și asta este. Îți spune și prețul dinainte ca să nu ai probleme, să nu te simți păcălit sau să nu ai bani suficient sau asta, se spune, deci e mai bine să faci, să suni la telefon și să faci o planificare a călătoriei, să vorbești acolo, să-ți plătești în avans călătoria și să știi despre ce e vorba. Asta e cu taxiul. Microbuze ca în România nu sunt în genul microbuzelor acelora private care circulă pe traseele în comun, pe traseele de astea uzuale, folosite și de transportul în comun, de autobuzele în comun. Nu este țigănia aia, să zicem. Deci aici autobuzele lor de stat, cum ar fi, sau ale companiei astea de stat, sunt pe același regim ca și microbuzele alea. Te urci, spui traseul, dai banii la șofer și la revedere, cam ca alea circulă. Dar este foarte, se circulă mai puțin cu, aici fiecare om are, sau mare majoritatea oamenilor circulă cu mașina și este mai relaxant la autobuz. Bineînțeles, la ieșirea din shift sau, eu știu, de la în locurile astea unde se lucrează și sunt mai mulți oameni, la orele de plecare sau venire va fi o anumită problemă. Am auzit băieți care se cuplau, eu am lucrat mai mult individual, nu am lucrat în echipă și nu am fost în schimburi de astea, mă duc cu colegi mai mulți, dar ei se combinau la o mașină, era unul care avea mașină și plăteau fiecare acolo la benzină, se întâlneau într-un anumit loc și plecau. Îi duceau unde aveau nevoie, se duceau fiecare în locul respectiv, își dădeau o oră în întâlnire și se întorceau înapoi. Cel mai uzitat este modul ăsta. Îl folosesc și polonezii și noi români în general, dar la noi apar discuții de multe ori. Mai sunt și, poți să ai relații bune de înțelegere cu polonezi, cu ruși și să te cuplezi cu ei, să poți să vii cu mașina, nu e nicio problemă. Ai grijă în schimb cu cine te urci, să-i cunoști, să știi cine sunt, să nu ai probleme, se întâmplă destul de multe. Cam astea sunt despre transportul în comun, o să vă mai vorbesc despre telefoane. Sunt aici în Anglia, sunt următoarele rețele care sunt mai importante, EE, deci e prima EU, Vodafone, Free Network, mai sunt câteva, dar astea sunt mai importante. Eu folosesc Free Network, deci 3, rețeaua 3, ceva de genul. Este cea mai bună din punctul meu de vedere pentru că îți oferă posibilitatea de a avea internet nelimitat, poți să plătești pe cartele prepaid, poți să-ți faci abonament, sunt mai multe modalități. De regulă, dacă îți faci abonament și vrei să-ți faci abonamentul fără a cumpăra un telefon, este foarte bun, că e o modalitate de a-ți face și un proof de adresă. Deci dacă te locuiești undeva și stai la share to room, stai cu mai mulți într-o casă și nu ai nicio proof de adresă, încă nu ți-ai făcut contul sau ceva, e o modalitate, poți să-ți faci un abonament rapid și să nu apelezi, să ții doar SIM-ul, să nu ții telefonul și atunci te vor înregistra la adresa respectivă și la următoarea factură vei avea dovada de adresă și o poți folosi.
Eu știu că se foloseau la... Puteai să-ți faci apoi cont bancar cu ea, știu că se foloseau astea și mergeau. Acum nu știu, multe se modifică în timp și mi-au mai atras atenția anumiți prieteni că sunt anumite bănci care nu mai lucrează așa, anumite, știu, firme care nu mai fac ce făceau, cum făceau lucrurile ca înainte și, în fine, apar tot felul de nepotriviri, să spunem, la ceea ce spun eu. Dar, în mare, să știți că ce vă spun este adevărat. Când știu ceva sigur și asta o să vă spun, o să vă spun exact cam cât de încredere este informația respectivă. Dacă nu, o să vă spun cum am spus și acum că e posibil să apară ceva, o modificare și să nu mai fie așa. Dar, în general, se poate. Știam că se putea cu o factură de telefon și se poate. Asta este. Desigur că se poate și prepay. Poți să plătești și cartela prepay. Este foarte simplu, te duci, îți cumperi cartela respectivă, ții un voucher de încărcare, încarci, poți să încarci online, folosești tot timpul internetul. Eu folosesc foarte mult internetul. Totul e mai ușor când folosești internetul. Îmi place să, adică obișnuiesc să fac plățile online prin card, prin asta. Chiar dacă unii se feresc de anumite păcăleli sau asta, sunt atent la site-urile unde mă duc sau trebuie să fie de încredere clară site-ul respectiv sau știu locația unde plătesc, unde fac plata cu cardul. Și îmi oferă o dovadă. Nu mai trebuie să stau după receipturile alea, după chitanțele alea. Ai chitanță, n-ai chitanță, demonstrezi sau nu demonstrezi. Aici trebuie să ai foarte multe dovezi tot timpul. Și de aceea marjez pe chestia asta. E mai bine să plătești cu card, să plătești online și le ai toate asigurate. De asemenea, când plătești online, plătești puțin în avans, automat va fi prețul puțin mai mic și vei beneficia de anumite prețuri promoționale. La telefonie, v-am spus, eu folosesc 3, am folosit 3 de când am venit rețeaua asta 3. Vodafone-ul merge destul de bine ca și semnal și eu mai este încă una, dar nu mi-aduc aminte acum, se poate mi-am să parcurs. O rețea de telefonie care este foarte folosită, dar vă spun așa din experiența mea, am circulat prin Anglia și am văzut unde cartelele, am avut mai multe cartele și mai multe telefoane și vedeam cam cum era semnalul. De asemenea, colegii mei aveau probleme. Unul nu avea semnal la internet, altul nu avea semnal la telefon, trebuia să iasă, să urce pe un deal, să facă nu știu ce, să mai unde pe o locație mai înaltă ca să poată să aibă semnal. E bine, eu la 3 n-am avut probleme și vă spun, tarifele sunt ok, ai internet ilimitat. Eu am optat tot timpul pe nelimitat și așa am mers. Chiar și când am avut cartelă, era undeva la 35 de lire, aveai convorbiri nelimitate, de SMS-uri nelimitate, erau aici în UK și internet ilimitat. Dacă vrei să vorbești în țară și ai foarte mult de vorbit afară, îți cumperi, este o firmă de telefonie, Lebara se numește. O folosesc foarte mult românii și acolo ai gratuit. De regulă eu am preferat sistemul acesta prin internet. Am avut internet limitat și am putut să vorbesc pe chat cu cine am vrut și cine n-am vrut. I-am avut lista de prieteni la Facebook sau WhatsApp și am vorbit cu oricine din România sau din asta foarte ușor, foarte simplu, prin internet. Semnalul meu a fost foarte bun la 3. Nu vreau să fac reclamă la această rețea de telefonie, dar eu asta am folosit și vă spun ce feedback-ul din partea mea. Am mai văzut oameni care au avut probleme. Vodafone este foarte bun și el ca semnal, dar nu are semnal pe oriunde, să spunem. Nu au relee așa cum trebuie și sunt și cam scumpișori, cum sunt și în România. Nu știu, mie mi se părea România Vodafone destul de scump. Ca și altă, deci când vii în Anglia, deci trebuie să ai comunicare, da? Trebuie să ai transport, ați văzut? Te poți deplasa cu transportul în comun, te poți deplasa cu taxiurile, nu există microbuzele acelea private. Metrourile sunt foarte simplu te descurci foarte simplu, că e ca la aeroport, e tot ok. Nu există probleme. La telefonie v-am spus cam care sunt pașii, sunt cartelele acelea care poți să le iei din orice magazin. Deci din orice magazin. Magazin Tesco, eu știu, Iceland, ce mai există aici care și în România corespunde? Mai era unul. Aldi, sunt mai multe magazine, supermarket astea care poți să iei, găsești cartele de toate felurile acolo, sau dacă nu, magazina și mici care le găsești coscatul de astea la colțul străzii sau știu, magazina și de astea private mai micuțe găsești. Deci
Nu este o problemă să nu găsești cartele. Poți să-ți iei cartela, o activezi imediat. Telefoanele din țară, dacă vii cu ele încoace decodate, automat aici nu o să ai problemă. Problema e când cumperi aici un telefon, ei ți le dă codate și ăștia, cei care au magazine de astea de decodat telefoane, sunt cam, eu știu, cam nepricepuți, să spunem, da? Sunt nepricepuți. Eu am căutat anumite rezolvări la anumite probleme cu, legate de telefon, de tabletă sau nu știu ce, și am avut surpriza ca să văd că oamenii nu prea se pricepeau, în fine. Depinde de magazin și de om, de la magazin la magazin. De regulă, dacă pleci din țară, de aici ai cu un telefon și te duci în țară și asta, nu există probleme, vei decoda fără probleme, nu există așa o situație. Este bine și recomand tuturor, dacă vii din țară și ai telefonul codat pe o companie, vine și decodează frumos din țară, plătești acolo o sumă, ți-l-a decodat, vii cu el decodat, îl poți să-l folosești în orice rețea fără probleme. Cam asta sunt, deci v-am spus, sunt cazul în care aveți convorbiri multe în România, compania asta Lebara se numește, vă oferă minute foarte multe de vorbit pe telefon cu România. Modalitatea care am folosit-o, eu v-am spus, pe WhatsApp și pe Facebook, am vorbit pe chat-ul de pe Facebook cu oameni de persoane care au avut, dacă nu pe WhatsApp, ci persoanele dacă... WhatsApp funcționează de genul ăsta, deci dacă iei în agenda ta de telefon și persoana respectivă te are în agenda, are instalat WhatsApp-ul și tu ai instalat WhatsApp-ul, poți să comunici prin WhatsApp, lejer, foarte frumos, deci nu te suni prin telefonie, prin rețeaua de telefonie, suni pe intermediul internetului, cam asta este. Primești mesaje, primești orice, e ok. Noi nu prea folosim WhatsApp-ul în România, folosim de regulă chat-ul de la Facebook și cam atât, Messenger-ul acela și cam atât. Chat-ul de la Yahoo se mai folosea, dar nu cred că se mai folosește acum așa de des. Eu, ca modalitate de, v-am spus, cea mai sigură de comunicare, așa că am comunicat, așa comunic și este mult mai simplu. Este gratis, vorbești cu oricine și prefer ca să plătesc nelimitat. Și am preferat cu timpul să am această opțiune nelimitată a internet. De asemenea, la rețeaua asta 3G îmi place, am avut mai multe device-uri și la început să spunem că n-am avut internet în casă sau aveam sau unde locuia. Și puteam să dau de internet de la telefonul meu, de la telefonul mobil, la alte device-uri, la televizor, la, eu știu, la tabletă, laptop, dacă vrei să folosești, să spunem, sau ai o cădere de internet, ești acasă, să spunem, și se întâmplă ceva, ți-a căzut internetul, până vine compania respectivă să repare internetul, să rezolve problema, este bine să ai dat imediat internet și ai net în toată casa, e tot ok. Eu așa am folosit, așa vă recomand, treaba voastră, ce faceți, vă descurcați, sunteți mari vaccinați. În ceea ce privește o altă problemă, în ceea ce privește medicul de familie. Deci m-a întrebat un prieten al Ianto mai multe subpuncte așa și am să încerc să-i răspund aici în acest video. Și aici mă opresc, acesta cu medicul de familie, deci atunci când vii și te-ai stabilit la o adresă, poți căuta foarte simplu, iei o tabletă, da? Sau un telefon, și scrie acolo GP near me, da? Deci near me, GP near me, GP-ul de lângă mine. Deci nu trebuie să-ți recomandă. Dacă băieții, să spunem, care stai în casă, sunt mai mulți, și ei nu știu sau nu sunt înregistrați la GP, pentru că sunt foarte mulți români care fac prostia asta și nu se înregistrează la GP, la medicul de familie, da? Acesta este, GP este medicul de familie. Este o greșeală, este foarte rău, pentru că se poate întâmpla oricând să ai vreun ghinion sau ceva și atunci nu beneficiezi de... gratuitate, vei fi pus să plătești sau alte, eu știu, bazaconii. În momentul în care vii la, te-ai stabilit la o adresă și știi că vei sta o perioadă acolo și asta, te uiți GP near me, bași pe telefon, ți le va afișa frumos pe o hartă cu roșu în jurul tău, vei alege unul din ele, te vei uita așa pe internet sau vei merge pur și simplu până acolo. Eu recomand să cer niște review-uri, deci, de exemplu, dacă văd un medic de familie, să spunem, îl cheamă doctorul Paul sau doctorul Johnson, da? Îl bag acolo și încep să caut review-uri. Reviews GP Dr. Paul sau ceva de genul Paul sau cum se numește cabinetul respectiv. Mai sunt unele care sunt mai mulți medici și este a unui medic care are licență, iar el are mai mulți, e o clinică cum ar fi și te duci acolo și te înscrii. Și acolo nu contează, te consultă care medic e disponibil atunci.
Este bine să ceri review-uri ca să vezi cât de aglomerat sunt sau eu știu în cât timp îți răspunde la solicitare. Aici este destul de obtus sistemul ăsta de programare la medic. Am auzit persoane care au avut probleme cu copii, au fost răcițe asta și i-au planificat foarte târziu. Depinde, este... eu nu am mai avut așa probleme sau n-am întâlnit așa ceva. Cu toate că programările s-au rezolvat destul de greu, adică, de exemplu, dacă am avut nevoie de un test de sânge sau sanguin, s-a rezolvat după nu știu câte săptămâni sau ceva de genul acesta. Am auzit și cazuri în care au fost cu copii, au vrut și un gât, probleme și așa și nu i-au ajutat, dar eu, din câte am văzut, ei te întreabă la telefon sau când treci acolo la medicul de familie, te întreabă dacă este ceva urgent sau dacă nu. Și dacă tu spui că nu e urgent, normal că atunci o să te treacă la... sau le spui tu afecțiunea de care suferă copilul sau asta, e atunci o să zică că nu e urgent sau ceva de genul. Tu spui că e urgent, e ceva grav și la revedere și atunci te bagă mai repede dacă e ceva care nu... eu știu, e ceva, o afecțiune destul de supărătoare, da? Dacă este ceva ce poate aștepta sau analiză sau asta mai banală sau, știu, o răceală simplă sau care poate aștepta sau asta, atunci optezi pentru, eu știu, să-ți fac o programare în altă zi care nu e chiar așa de urgent sau, eu știu, poate să fie într-o săptămână, poate să fie în două, poate să fie în 10, depinde când, 10 zile, nu 10 săptămâni, 10 zile, poate să fie, știu, într-o perioadă puțin mai lungă, dar trebuie să specifici, trebuie să discuți foarte bine și asta. Dacă nu știi să engleză, încearcă să vorbești cu cineva de acolo, poate au posibilitatea ca să traducă, au pe cineva care cunoaște, dacă nu, mai sunt și medici români, consultați acolo lista de medici, dacă nu, luați pe cineva cu voi care se pricepe și să vorbească. Dar asta trebuie să faci în principal. Nu am auzit să ceară dovadă de adresă unde te duci, de regulă. Ți-a cerut pașaportul ca să vadă data nașterii, cum te numești și asta și, în general, te-a primit. Nu știu, n-am avut probleme de genul ăsta. L-am înregistrat niciodată, nici prima dată când am venit în Anglia n-am avut probleme, nu mi-a cerut nicio dovadă de adresă. Am venit, pur și simplu, am dat pașaportul, o copie de pașaport mi-au făcut, mi-au cerut niște date, am completat un formular și asta a fost, am fost înregistrat la medicul de familie. Ai vreo problemă ulterioară, acolo te duci fără nicio problemă. Dacă ai o problemă, cum am fost întrebat, ești la servici și vrei să, sau eu știu, ți-e rău sau nu poți să te duci la servici, te duci la medic în ziua respectivă sau îți faci o programare și să o faci a doua zi sau ceva de genul și te duci, zici că e urgent, te duci acolo și discuți cu medicul, te consultă sau ce-ți face și îți dă o scutire pe ziua respectivă sau pe mai multe zile. Și cu alea te duci la companie și le arăți că ai fost bolnav ca să nu ai probleme, să nu ți ia măsuri disciplinare împotriva ta. O să revin și despre în altă emisiune, în alt material, o să revin despre și să discutăm despre protecția socială și despre, eu știu, concediile medicale. Cam astea sunt problemele care le-am atins astăzi în materialul de azi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Numai bine, dragii mei!